alegem noi la Narada cazurile pe care le sprijinim este odată în funcție de comunitatea locală, de cât de defavorizată ești, de cât de urgentă e nevoia copiilor de acolo, pe de o parte, și pe de altă parte, în funcție de spiritul de leadership pe care îl demonstrează profesorul. Și în cazul Iulianei, buletenul și a comunității de copii din Băbeni, uitându-ne la ei, ne-am dat seama că ambele lucruri sunt deplinte. Iuliana este unicul întreținător al familiei. Foarte mulți ani la rândul a făcut eforturi financiare din propriile sale resurse pentru a susține copiii. De ce învățătoare? Pentru că nici nu mi-aș fi imaginat altceva, pentru că părinții mei au fost profesori, pentru că am crescut în casă cu această profesie și pentru că mi-a plăcut și pentru că am iubit copiii foarte mult, pentru că este ceea ce mă reprezintă pe mine. Deși știu toate normele pe care trebuie să le respecte în această perioadă, ei vor să se joace, ei vor să aibă un partener de joacă, chiar și la distanță, dar vor să-l aibă. În pauză ieșeam în curtea școlii și alergau, se jucau. Ei vor să se întâlnească pentru că le este dor de colegi, pentru că ei interacționează altfel, sunt copii. Concret am ajutat-o să doteze întreaga sa clasă de copii cu tehnologia necesară, însemnând tablete, laptop, boxe și tot ce va nevoie pentru predarea la distanță. Și urmează să primim tablete. Am început cu proiectul acum 3 săptămâni. Am cerut tablete pentru toți copiii care nu aveau. A fost fantastic, a fost o experiență de neuitat. A fost extrem de greu pentru mine, dar bucuria cred că este maximă acum la final, când așteptăm să primim acele tablete și să văd 33 de copilași pe ecranul laptopului meu. Din discuțiile pe care le-am avut cu Asociația Narada, i-am povestit de acest proiect al nostru, care se află la 7-a ediție de proiectul Global World Christmas Charity Days. Hai să găsim o comunitate care merită ajutorul nostru și merită atenția noastră și a donatorilor din compania Global World. Și atunci mi-a propus această comunitate de copii și inclusiv doamna profesoră de acolo, care face niște eforturi extraordinare ca să ajungă la copiii din mediul rural. Proiectul acesta, Global World Christmas Charity Days, are de fapt la bază cea mai simplă idee. Cel mai frumos cadou pe care poți să-l faci este să dăruiești. Ce facem noi? Ajungem în comunitățile foarte sărace, ajungem la copii din proiectele noastre și rugăm să scrie o scrisoare moșului cu ceea ce își doresc ei de Crăciun. Tate, loc să aduci ce vrei tu. Eu nu mă supăr. Eu nu mă supăr. Mandarine, rugării, portocale, haine, îmbrăcăminte, că geacă n-am. N-am, decât la voi pe aici. Își doresc anumite jucării, anumite imagini din desenele pe care ei le urmăresc, pe care eu încă nu am reușit să le urmăresc, dar trebuie să mă pun la punct, pentru că altfel nu știu cu cine am de-a face. Iată că învățăm unii de la alții și de la copii. Dulciuri, hainuțe, să aibă părinții aproape. Sunt copii care, din motive lezne de înțeles, părinții pleacă la muncă străinătate și cea mai mare dorință a copiilor este aceea de a-și petrece sărbătorile sau ziua de naștere alături de părinții lui. De fapt, ce mă impresionează de-a lungul timpului este că, din păcate, o mare parte din copiii noștri nu știu să viseze. Aceasta este o cauză gravă a lipsei de educație în mediul rural. Și aici intervenim noi, prin centrele comunitare, prin hub-urile pe care le creăm, prin programele de mentorat pe care le dezvoltăm. Trebuie să le oferim copiilor noștri șanse egale la educație și trebuie să-și dea seama că pot deveni orice. Pot deveni doctor, pot deveni profesor, pot deveni astronauți, dar cu ajutorul nostru.